Да, я сыр. Че плачешь? Извини, я хочу ремедиа. Extinderii cercetărilor a mai fost identificat un suspect, bărbat, de 29 de ani din Baia Mare, iar la percheziția domiciliară efectuată la acesta a fost descoperită cantitatea de 44 de grame bucuri de cannabis și 0,2 grame de hașiș și o instalație artizanală de cultivare și creștere a plantelor de cannabis care au fost ridicate în vederea cercetărilor. Cercetările continuă față de cei trei suspecti, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc, față de unul dintre cei doi suspecti opriți în trafic, în vârstă de 29 de ani, procurorul de ICOT, biroul director al Maramureș, a dispus reținerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore și a propus Tribunalului Maramureș arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.